dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Săptămâna trecută, cu ocazia zilei de Sfântă Mărie, am avut o scurtă vacanță în Delta, la Mahmudia. Haideți să vedeți și voi cam cum ne-am petrecut noi timpul! Lida, rețeta. Ce pește e? Crab. Așa, dar la tigaie cum îl ai? Roșii, ardei. Mamă, cum arată. Pe ulei peștele, apoi legumele pe ulei și apoi la cuptor. Și secretul care e? Suflet! Sufletul! Normal! Dragostea! Normal! Ei, și-am plecat cu barca prin delta, vom ajunge la Sulina. Am plecat din Mahmudia cu gașca de șoc! Nu putem sta nici o clipă, așa cum a zis Nașa. O să vă arătăm toată pliparea noastră de astăzi. Am plecat de la Casa Lida din Mahmudia și o să avem o zi plină. Mergem și la plajă, ajungem și la mare, traversăm toată rezervația. O să fie o zi cu siguranță superbă. Sper să țină vremea cu noi și să nu plouă. La Sulina. Am parcat aici la ponton, în parcarea VIP. Și Nașu cu Dinu coboară pentru că trebuie să meargă până la primăria Sulina, iar noi toată gașca ne pornim către plajă. Vă luăm cu noi.
am ajuns la plajă în Sulina, am venit cu barca până aproape, am luat-o de pe canal, pe un alt canal și într-un final și am făcut șorimea, am ajuns pe plajă la Sulina. Plaja arată cam așa, este destul de amenajată, în sensul în care sunt destule șezlonguri, se închiriază șezlong cu 10 lei pe zi, există 2-3 baruri și o terasă. Nu știu dacă există toalete, nu le-am văzut, dușuri, nici nu se mai pune problema. În apă a intrat Finu cu picioarele și a spus că este gheață, așadar nu cred că vom face baie, dar ne mai bucurăm puțin de soare. Ne-am întins covoarele lui Aladdin aici, prosoapele. Toată gașca e în spate și cred că o să stăm puțin pe aici să bem un suc și mai târziu mergem să ne plimbăm prin Sulina. N-avem cappuccino. N-au frappe? N-au frappe, n-au cappuccino, n-au nimic. Decât suc? O singură pastilă de cafea simplă, fără lapte, fără nimic, 5 lei. Și toaletă? N-am mai întrebat, că nu mai zic. Deja ai nevoie? La mare? Costumul ăsta, deci costumul mulțumesc! Și ca un costum de baie frumos, mă bronzez cu bustieră. Hai, gata! V-am prins, ce căutați cu berea, fetelor? Păi n-am ce să dau, mi-e cald, mi se cald. Mi-e cald. Nu, apa e, berea e rece. Apa v-am ui, prins. Apa e rece, cald. Ia uite, ia și finuță sexoasă am. Gata, plaja în Sulina, este aproape ora prânzului și gașca e pregătită. Așteptăm microbuzul să ne întoarcem în oraș, în Sulina. Și nu putem să facem asta decât cu taxiul, ceea ce înseamnă că ne-ar trebui 3 sau 4 taxiuri. Sau cu un tractor sau cu microbuzul. Și am găsit varianta cu microbuzul, vine din 7-7 minute, costă cred că 2 lei de persoană, parcă au spus. Și mergem să căutăm o terasă să mâncăm o ciorbă de pește ceva pe undeva. Și barca ne așteaptă acolo. Uite, plictisești, mami! Nu, uite, eu mă uit pe aici pe pozele astea. Da, vezi, eu mă plictisești, ce să fac eu? Mă duc și eu pe acolo, ce să fac? Deci mie ce să fac nimic. A treia zi în Delta.
dată și după plimbarea de ieri la Sulina, astăzi am stat și ne-am relaxat toată ziua aici la pensiune, iar acum seara am dat start la petrecere, masa este întinsă, toată lumea e pe ringul de dans, se dansează, pentru că e ziua prietenului nostru Mihai și bineînțeles sărbătorim și pe nașul de Sfântă Mărie. Așadar, urmează să mâncăm tort și să dansăm până după miezul nopții. O să vă filmez și voi o să vedeți cum ne distrăm noi. Mai să fii fericit, să trăiești toate ani și să fii iubit. La multe ani îți bai să fii fericit, să trăiești toate ani și să fii iubit. La mulți ani, Mihai! Astăzi este ziua ta, îți urezi așa, să te mergi. La mulți ani, și cu meu! La mulți ani, așu! și cu ba, ne vedem la București. Ce dai? Eu cu rume. Ma nu, eu tot cu... Am combinație de rume. Andreas are combinație de culori. Da. Lego, al... Arătați-ne... Arătați-ne ce ați prins. Nu putem, așa o putem. Wow, cât pește am prins! Cât pește a prins Nelu, de fapt. Bravo, domn pescar! E și capitan și pescar bun și... nu e somn, e crap. Somn, crap, da? Noi n-am prins nimic la undiță. Noroc cu Nelu că mâncăm și noi niște ciorbă de pește acum. Nu! Wow! S-a golit castronul. Nu, mami? E bună? Facem acasă și noi ciorbă de pește? Nu! Seama de pește, sigur că da. Am prins bariera la Dragalina, ne îndreptăm spre București. Mai avem puțin, autostrada 100 de kilometri și gata, s-a terminat vacanța în Delta. Pe Andreas l-a preluat Fina, la ei în mașină. Noi plecăm ca doi porumbei așa spre casă, pentru că
Mâine dimineața avem avion spre Cluj. Mergem la nuntă, la Zalău. V-am pupat. Se ridică bariera. Gata, gata cu vlogul. Pa!